Să-i transmis ceva, bine? Să te distrezi în tabără. Și tu cum te distrezi aici? Foarte bine. Ești sigură? Da. Dar bine, transmite ceva mamei tale. Eu? Da. Mama? Da, da, lasă-mă, Jeana. Hai, poate altceva. Nu mai aveți voi asta, altceva, hai. Nu mă aștept la acasă. Hai, asta zis-o de pastă, poate. Tu voi, zici. Da, bine, nu, tăcerea, și tăcerea este un răspuns. Hai să înșeamnă mai trecem la nivou, hai da! Hai da! Hai, unde-ți băieții? Băieții, vreau atitudine, ce-i asta? Hai băieții, dați cați acolo! Hai, stai, ca... Uitați-vă în clasează, uitați-vă în clasează! Hai, pădălă, hai băieții, hai da! Deci înseamnă că știe cum e să fie în război. Deci înseamnă că în război trebuie să luți pentru fiecare centimetru. N-ai vo- cum îi explici asta bunicului? Nu există că nu am văzut. Explica, altă explicație. Îl iubesc.
Da bine, bunicul ce să facă? Săracul se topește când aude și ai scăpat. Bine, nu nimic. Dar te uitați fii atentă. Să zicem că nu-i scăpat. A fost de probă. Shouting, I will never ever, ever close you.
mâncați. Bravo! Bravo, nu e nimic, asta e să ne gândim. Hai ceva să transmiți pe interior. Scaun! Hai ceva să-i transmiți? Scaun! 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 Excelent! S-au auzit părinților, se distrează foarte bine. Scaun nu ți le-a luat, nu-i nimic. Hai, hai, prieteni. Bun! Deci nu-l grăbim ăsta, dar după aia, nu-l grăbim. Hai să vă fără dans, vreau dans aici. Hai, dans-o, hai, 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 Interviu! Hai să aud, vorbești liber, două minute! Bine! O să zic cu părinții mei că nu vreau să mă întorc prea curând acasă. De ce? Ce ți-au făcut? Da, nimic, dar îmi place aici. Îți place? Da. Asta e locul bun. Și ce părere îți face să așa, nu știu, cum ai fost eliminată, la mustață? Scuze! Ok, nu ți-i ciudă. Scuze! Cu puțin. Nu! Gila, ca uite din ochii, din ochii părinților, îți spune că nu ți-i ciudă. Nu e ciudă! E foarte ciudă. Nu e deloc ciudă. Aproape că am crezut, aproape că am crezut-o. Bine, bravo! Hai să începem acum, ne apropiem de final! Marcine! Ich lerne Französisch. Ich lerne Deutsch. Du? No, Französisch. Deutsch. Bun. Salut, das Paint in den Zerstör. Deutsch. Ai, do not speak Deutsch. Ei nu știu. Nu știi germană? Ei nu. Eu da. Ei nu știu și tu știi? Păi cum, limba maternă, mai... La școală, nu acasă. A, și mai ca și el, româncă? Da, știi cum ar fi. De ce ești la limba maternă germană? Păi dacă e limba maternă, am prins... Dar bun, hai să continuăm jocul ăsta, să te ia politică. Hai, nu-i nimic. Arbitre, hai să analizăm. Care cu... Ia-o acum și să pun peste. S-a băgat între. Da, între, ne pare rău, ne pare rău. Ce v-ai transmis de mesaj? Nu, no, bun, continuăm. Continuăm. Câți mai suntem, câți mai suntem? 4. 5. Hai să rămânem în cerc, doar. 5, eliminați totul. Așa să rămâne cercul, da? Bun. Dacă cum, dacă cumva apați cercul și vizor, analizăm care e cu cel mai multe, bine? Da. Am înțeles. Să ceapă. Acum, cel mai bine, să ne rămâne de semifinală. Semifinala semifinalilor. Oh, wow! Oh, mai trei, cei mai puternici. Pentru prima oară, mai patru, mai trei scaune. Cel mai frumos scaune. Oh, competiția este foarte strânsă, foarte strânsă, foarte strânsă. Și acum, acum, competiția este prima scaune strânsă. Sunt două fete cu prima oară, poate să se fie la recinire.
stați, dar stați, dar stați! Hai! Nu mai e voie să mai uiți! Nu mai e... Nu! Am, din greșeală eu am făcut semn ceva greșit. Nu ai voie să te mai uiți acum, că să nu se interpreteze că... Hai! Dar de ce te uiți acolo? Cu cine vorbești? Mesaj de dedicat cu mine. Eu cred că el n-a dansat. De fapt nu cred, că știu. Acum vreau să trec și pe restul. A dansat! Cine spune că n-a dansat? A dansat! Nu ne-a zis și spune că n-a dansat. Cine spune că n-a dansat? Nu ai voie să vă rogi, nici unde. A dansat! Nici nu ai voie. A dansat! Cea altă variantă? N-a dansat. Cea altă variantă asta? Cine spune că a dansat? Eu! Egalitate, cam egalitate. Cine e neutru? Cine a dat? Păi, ce face? Eu zic că tot e. Mai băgăște pe mine. Da, nu mă băgă. Aria? Mă mă, dar știe ce fac? Dar știe cu ce fac? Eu cu șlință. Tu ca se? Așa se? Vezi? Vedeți aici, ați văzut-o? Sergiu, e o competiție între surori. Care surori? Ah, nu! Se surori? Da! Da, deci acum sunt contează în interese familiale aici. Și nu ne jucăm, știi că n-ai voie să ne facem familie. Ce interese familiale? Să piardă! Acum, continuă ziua ta. Păi dacă ții și cu ea. Dacă vrei să piardă, nu făceai scandal. Am făcut scandal cu ei și ea. Ia, haide, mă! Și că el nu te-a deci acum te înțelegi de ce a făcut scandal, pentru că a ieșit ea. Să continuăm dansa. Dacă el nu dansa și ieșea ea. Mă, păi, ce am făcut? N-avea nimic. Și atunci făcea scandal. Deci făcea scandal oricum. Păi, da. Și dacă el dansa, făcea scandal. Păi, jocul-i joc. Rica! 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 Și dincolo, că așa nu e corect. Bun, facem pașii și dansăm. Și care ajunge primul la scaun? În momentul când se... Mulțumesc! Aveți ție! Bravo! 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 B
cântăm. Încă un ragura! Ce mai tare vreau, dar să ne audă și lupii din pădure sunt pere, bine? Lupii, lupii aici, nu chiar. E pe o ală, unde-i râu și lupii, da? Gata? Gata? Ce, hai copii! Bine, mulțumesc! Pioanele de menționat, corect, corect. Și premiul este pentru... cel mai bun prezentator! Te rupe asta! Yeah! Ai grijă la cap! Bec, vreau să dau un raul! Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc! Bine, antrenorul senzațional. Și acum niște cuvinte de sfârșit. Am trișat, nu? Nu știu cum să vă. Bun, acum să lăsăm gluma și așa și distracția. Sunteți copii extraordinari. V-am văzut, sunteți niște campioni, am repetat asta. Îmi place de voi, vă distrați, știți cum să vă distrați. Din orice, adică practic noi ne-am făcut din nimic jocul ăsta. Ne-am gândit, am făcut, ați prins imediat. Să vă distrați la fel în continuare, orice idee vă vine, să o puneți în discuție, fără rușine, fără nimica. Și fiți voi înși vă. Când eram mic, aveam tendința să, da, poate să impresionez anumite fete, să nu fiu eu însumi. Și mă dădeam altceva, ba mă dădeam prea dur, prea nu știu ce, prea șmecher și nu mă simțeam confortabil, nu mă simțeam în largul meu, chiar dacă reușeam să obțin ce vreau. Ideea e să fiți voi. Deci să vă simt, în momentul că vă simțiți voi bine, asta e ceea ce contează cel mai mult, să găsiți, să faceți ceea ce vă place. Fără să doriți să impresionați pe nimeni. Eu am vrut să fiu șeful clasei toată viața mea. Știți de câte ori am fost șeful clasei? Zero. Niciodată. Mi-am dorit să fiu atât de mult, mi-am dorit și am vrut să fiu șef. Până în a 12-a nici nu am mai candidat. În a 12-a am înțeles, abia la finalul a 11-a am înțeles, ca fi șef nu înseamnă să ieși în față și să faci și eu șeful să te bați cu pumnii în piept și să arăți că ești cel mai tare. Șef înseamnă șef, adică lider înseamnă să-ți pui interesul tău deoparte și să lupți pentru ceva, în special pentru colectiv. Și eu am cunoscut, domnul de aici mi-a spus și doamna Broască și de la liceu mi-a spus că în a 12 am devenit liderul liceului și nu înțelegeam de ce. Și abia după ce am analizat din exterior situația, când am terminat cu toată nebunia, am înțeles. Am vrut să fac ceva. Prima oară am făcut un campionat de fotbal, de băieți. Știți că nu era nimeni în tribună. Era numai câțiva băieți. Era ce campionat era? Hai să fac cumva să fie toată lumea implicată. Și m-am gândit să, dacă ați auzit vreodată de campionatul ăla cu Champions fete. League. Da, Champions League. Și băieți și fete au fost. Și băieți trebuie deghizați în fete ca să fie amuzant. Cu ruși, cu machiaj, anumite reguli. Ideea că o prins publicul din câte levere LMF? 400 și ceva, nu? Da, da. Din 400 am calculat, deci 120 au participat, au avut echipă. Au avut echipă în teren, plus galerie, plus public, am implicat 300 de elevi. Deci 300 de elevi din 400 sau 250 în fine, s-au fost implicați în activitate pentru că am vrut să fie ceva, să intre toată lumea. Și a fost o nebunie și un succes, a venit Radio Reșița la final, Dorodinu Glăvan a ținut interviu, placarde, scor, cupă, trofee, tot a fost ceva minunat. Ideea că m-am gândit pentru să facem un grup, să, ceva comun. Și vă puteți gândi și voi la asta. Adică să cine eu am fost egoist, 11 până la 11 am fost egoist, vreau să fiu șeful. Când am înțeles că nu asta contează de fapt, ci colectivul, prietenia, atunci totul s-a schimbat și asta să urmăriți. Sunteți un grup și o să rămâneți prieteni de viață. Eu am fost în multe tabere, la Turda, la Cluj, la Oradea, la București, la Constanța, la Radio Reșița s-a ținut în 4 locații diferite, da. Am rămas prieteni. Deci eu dacă merg în Turda, am unde să dorm, în Oradea, am unde să dorm, în Cluj, am unde să dorm, să stea cu mine oriunde sunt bine primit. Voi o să fiți prieteni mai departe. Pentru asta sunt ameni, să vă uniți. Și mai ales voi sunteți lideri. Ați fost lideri de la matematică, o să fiți lideri și în viață. Oriunde, în toate domeniile, medicină, arhitectură, nu știu ce alegeți. Vă urez succes și distracție plăcută. La fel. Da. Mă duc, e târziu, am și un scandal.